We don't talk about Bruno, no, 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 we don't talk about Bruno, Encanto Un pic mai târziu, da, nu mai contează, eu am văzut și Frozen foarte târziu, e ok Filmul ăsta de animație a apărut anul trecut și din trailer și multe altele părea încă un film Formula Disney, un pic de muzică, un pic de politică, știi, uh, și toate astea pune le într-un cazan și hai să facem un film. Băgăm ceva magic, fantasy și let's fucking go. Și m-am cam plictisit. Ieri am vorbit, dacă postez clipurile astea cum trebuie, ieri am vorbit de Turning Red, de la Pixar. Asta nu e Pixar, ăsta e Disney. Ești două departe. E foarte complicat, nu te interesează. Disney deține Pixar, dar Pixar face un gen de filme animate și Disney face alt gen de filme animate. Unele sunt, unele nu. E mai complicat tot ce trebuie să știi că asta nu e Pixar, ăla de ieri a fost. Și pentru mine eu un mai mult pe, către filmele animate de la Pixar care și alea au politică dacă vrei sau un mesaj din ăsta despre o altă rasă sau o altă etnie sau o altă cultură și pe lângă asta au și un mesaj despre tine ca om, care este relatable pentru toată lumea. Filmele Disney, în schimb, încearcă și ele să facă asta, dar înclină mai mult către un mesaj politic și nu mă interesează de multe ori, că nu de asta mă uit la un film animat care ar trebui să fie direcționat și către copii. O să spun de la început că am tot au auzit de filmul ăsta, mulți, foarte mulți oameni sunt foarte mulțumesc cu filmul ăsta, piesa We Don't Talk About Bruno are undeva la 300 și ceva de milioane pe YouTube, deci clar sunt mulți oameni mulțumiți cu el și eu o să vin să spun că și eu sunt, e ok, e chiar fan. Povestea de la început mi-a oferit un fel de vibe uh, X-Men, este o fată, Mirabel, cred că o cheamă, da, Mirabel, și ea trăiește într-o zonă cu o casă magică, casa X-Men, unde sunt alți oameni cu superputeri. Dar ce să vezi, ea nu a primit superputeri. Ea nu a primit The Gift. Și află la un moment dat ceva, pe lângă evenimentele din rutina zilnică pe care le are, sau interacțiunile cu diferite personaje din satul ăsta, zona asta, află la un moment dat că să poate să fie un pericol în curând. Deci și nimeni nu o crede. Mulți o cred că e invidioasă pentru că ea nu are ceva special. Cam asta e tot. Da? Encanto este un film despre o fată și o familie și mai multe familii într-un sat și multă culoare, multă muzică și se întâmplă la un moment dat ceva. Desigur, când te uiți la film e un pic mai mult de atât, eu de nu o să stau să-ți povestesc acum filmul în detaliu, Aia e, eu o să spun dacă merită sau nu. Personajele colorate cu care se întâlnește, interacțiunile, schimbările de situație cu anumite personaje, uite un tocă, ba Bruno. Totul este bine cu sut, e... e... un pic ciudat să spun că zici că e o mașină care a făcut filmul ăsta, dar e Disney, so that's that. Iară, la fel ca la Turning Red, o distribuție plină de energie și culoare, în special uh, Stephanie Stefanie Beatrice, care este Mirabel, oferă vocea pentru Mirabel, e foarte cheeky câteodată, e foarte uh, drăguță când interacționează cu alte personaje, pune întrebări, nu pune întrebări, ce o să se întâmple, în ce direcție merge, o să o asculte cineva, personajul e, e, cel mai bine construit, mai este încă un personaj, dar e aflit un film. Îmi place. Și celelalte personaje nu sunt toate atâta de remarcabile, poate ar mai fi John Le Gozamo ca Bruno și de el mi-a plăcut foarte mult, are momentul lui și povestea lui foarte frumoasă. Dar în rest, restul familiei, bunica, celelalte fete cu super puteri sau părinții toți superb, superb. Și nu, nu o să vorbesc despre maluma. E ok, Maluma mai e cel mai tare, ok. La sfârșitul zilei, Encanto este un film făcut by the books ca să ajungă acolo, ca o piesă să aibă 300 și ceva de milioane de views. După nebunia care a fost Frozen, îți dai seama că Disney, ok, care e următorul Frozen? Și tot încearcă, de câțiva ani tot încearcă. Ăsta o fi următorul Frozen? Da, nu, nu e asta. ok, ok, ok. Așa okay. cum am spus și mai devreme, Disney nu este aceeași treabă. Un film animat Disney nu este aceeași treabă cu un film animat Pixar. Și nu am vrut să vă filmăm ăsta, de am așteptat atâta timp și nu eram sigur că o să-l văd nici acum, pentru că mi-a plăcut foarte mult Coco. E un pic altceva, Coco e cu tradiție și cultură mexicană, asta e cu tradiție și cultură din Columbia și alte treburi, sper că nu greșesc ceva aici, dar Coco e făcut de Pixar, asta e făcut de Disney și în Coco există muzică, în continuare îmi place mai mult Coco, e mult mai colorat și mult mai charming și povestea apare mai cu suflet sau cu inimă decât asta, ăsta pare foarte mult un produs. Nimic rău în asta, filmul e făcut ca să îți trag o emoție și reușești chiar și pentru mine câteodată. Sunt momentele fani, sunt momentele de muzică de care, care devin virale. Îți știe ce face. E construit cu un scop și de multe ori reușește să atingă scopul ăla. Nu e neapărat ceva greșit aici. Tot ce spune e că Coco nu mi s-a părut așa. Poate a fost, poate au fost 40 de oameni într-o cameră și uite, o să facem bitul ăsta ca să vezi că le faci la oameni. Nu nu contrazic, nu contest. Dar îl apare mai cu inimă și mi-a plăcut mai mult. Povestea e foarte bine cu adică evenimentele care se întâmplă de la început, când fata asta, Mirabel, îți prezintă familia și îți printr-o piesă, cu o piesă îți dă expozițiune totală, zice hai să-ți povestesc tot ce s-a întâmplat că tu nu ai fost aici deci o persoană a venit cu trei copii aici odată, s-a construit o casă magică avem o lumânare și ești ok până în când, până când intrăm în pâine, în poveste mai adânc și atunci aș dă drumul filmul și cam atunci începe să-mi placă mai mult că Bun, deci acum văd care e de fapt povestea aici. Și povestea nu e rea. Și mesajul în sine cu, iară, că am vorbit recent de Turning Red, cu fata asta care nu e specială și încearcă să fitin, in, încearcă să, fie, să, facă și ea parte din familie și să fie special așa cum e ea. Frumos. E că adică ăsta are mai mult farmecul la muzical, că este un film plin de muzică și momente muzicale. Ceea ce, pe mine nu mă deranjează. Mie mi-a plăcut Frozen. Știu că e foarte ușor să dai cu roșii în el, dar mie mi-a plăcut și muzica mi-a plăcut foarte mult din Frozen. Vrei să construim un om de zăpadă? Te întreb doar. Din nou, mi-a plăcut. Și muzica din filmul ăsta e destul de bună, dar în afară de cea mai populară piesă, nu mă întreba de altă piesă că nu ți minte nimic. Și dacă e să vorbim ce recomand mai mult din perioada asta, că ieri am vorbit de Turning Red și astăzi de Encanto, îl recomand mai mult pe ăla. E mai diferit artistic, e mai cu suflet, cineva a fost mai creativ acolo, ăsta pare mai comercial și by the book. Um, overall, ce recomand mai mult? Sigur, Coco, Soul, Inside Out, toate astea și în mare parte cam toate de la Pixar, nu de la Disney. Da, este un film rău pentru că e comercial și construit by the book și probabil au fost 40 de oameni într-o cameră când au scris scenariul și povestea pentru asta. Nu neapărat, așa cum am mai zis. Dar dacă cauți ceva mai cu inimă și mult mai frumos, nu e ăsta. Hm. E un conflict aici. Că da, recomand mai mult Turning Red decât ăsta, dar îl apreciez pe ăsta pentru ceea ce este. Dacă o să mă întreb peste un an, doi, sau o să-mi spui că ai văzut în seara asta Encanto, eu o să fiu ce? Encanto, We Don't Talk About Bruno, aaa, ah, da, au fost drăguțe la, au fost drăguțe și asta, asta am spus și despre Turning Red. de e un conflict aici. Că ăla recomand mai mult artistic, dar ăsta recomand mai mult pentru că o să fie mult mai ușor de pass around zic că unor oameni o să le fie mai greu de urmărit turning red decât ăsta cu copiii sau ceva deci așa are locul și trebuie să existe loc pentru toate dar pe mine nu m-a impresionat atât de mult nici tehnologic gen, nu mi s-a părut că a făcut mari pași sunt câteva momente în care animația chiar arată splendid dar nimic ce n-am mai văzut neapărat. Deci e doar ok. Nu e rău. Nu e cel mai bun. Și cam acolo sunt eu. Deci din partea mea Encanto primește jumătate de scut. E tot un 6 ca Turning Red. Dar sunt alte categorii. Și culmea. Filme de animație pentru copii totuși Alte categorii, știu, sunt complex, îmi pare rău. Uitați-vă la Coco. Ai văzut Encanto? Ce crezi tu despre el? Asumeți secția de comentarii. Mulțumesc foarte mult că ai stat cu mine. Vizionare plăcută.